e nimeni, e zero. Cine-i donează lui e oameni de calitate. La mână, mă uit așa, frumos, cu 3-4 femei, dar nu știe nimeni de ele. Nu mai femei, păi bărbatul nu vrea. Înțelegeți, aici mă jură, mă fac cu toate alea și eu, în fine. Uite, să omul ies pe bun, iată, vezi? Bărbații susține calitatea. Femeile susține pula. Nu râd cu nimeni să-i înjur, să denigrez, să-mi bag, să-mi scot. Nu pot, că nu sunt ce vorbesc nimeni curând. Pe locul, se închide contul sau altceva. Nu pot să vorbesc curând. Cu nimeni, dar... Să moară copiii lui Cristi Ferrare. Dacă n-am auzit că l-a făcut un arab în cur. Valentin, eu nu ți-ai te pup cu mătrul meu. Rândul trecut când curgea alea, i-a dat 100 de TikTok-uri Univers, mai țineți minte? I-a dat 100 și ceva de mii, plus nu știu câte TikTok-uri Univers. De l-a băgat în cur, am jurat pe băiat. Am auzit, eu nu am scos vorbe sau... Zice că nu fac bani. Ca să vedeți că astea nu sunt reale, postările astea. Aici zice că nu fac bani și că nimic. Zice că doar... Ce zici? Ca să vezi ce ghinion am. În fine. Aici, uite, zice de exemplu că o să mă duc. Ori trei, ultimul meci. Arab. Ori tap pur toată lumea, mâncat vaș pula voastră. Da, să mă recu. Cornelică, te iubesc toată lumea, Davide. Diferiți să facem și noi doi. Diferiți, e ultimul meci, m-am înjurat. Mărăcine, Strugurel, Mariostan. Și bă, asta e drogul, exact, meu, poate ai dreptate. TikTok-ul cu numărul 1. Asta e drogul, da. Aveți dreptate, nu zic nu, frate. Doamne Ferrare, ferici. Hai mâncați aia și da. Tunica ta. Cornele, Radu Iancu, mai cu meciul ăsta, Vivi. Să-i mai cadă moralul puțin, mai să trăiască copiii voștri. Cristi, Ghijule, Mădălin. Oamenii, de asta nu am eu, auzi, păi, ce să facem, frate? Georgiana, să rămână. Triple, Andrei. Hai, să mergem pe primul loc, nu mai e mult. Dănuțe, Giuseppe. Ori trei, fără mănușă. Frița voastră, fără mănușe, jocul, da? Fără mănușe. Fără mă, White Angel, Remus. Triple. Să moară mama mea, de mai are balta pește, gata. S-a dus, Ferrare, s-a dus. Hai, ultimul meci, după aia. Nu, Adrian, te pup. Pe ce loc ești, mă, clasament, ia? Că nu stă rău ăsta. Da, pula, păi, nu știi că eu n-am intrat pe TikTok tot anul ăsta. E prima oară când am intrat acum. Și am intrat pe 85. Ai auzit? Bravo, Reci. Păi da, de-abia am intrat să moară nepotul. Eu n-am intrat tot anul. Voi ați luat-o de la început cu cerșitul, repede, disperat. Era rău, stătea de revelion pe TikTok să facă bani. Stat o oră după, frate, și am intrat două zi. Ei, hey. Lasă-mi pula. Vorbiți de alții, nu de mine. Păi ieri am stat pauză, n-ai văzut? M-am dus cu nevasta mea, m-am plimbat. Ei, am mâncat. Cum, Moreno? Cine, Robi? No. Robi e cu minte, făie, băia bun. Cordoneanu cu mătrâi meu nu iese după TikTok mâncaia și pula lui. Păi nu iese, bă, că l-a ieșit la domiciliu. Ce să facă și el? Să plictisește mâncația și pula ta. Ha? Nu mai e la domiciliu? Nu mai e la domiciliu. Snai mâncația și pulica ta. Snai Ferrare. Andrei Gorgiar, Adelea Creativa, Angels. Hai, ne vedem de seara. Of, Doamne, Strugurele, te ne vedem, mă, băgați. E grea strada, mă, că aveai pula să mi-o mănânci. Dă-n bula în rupte. Florin Salam, Florin Stoian, nu veneai cu metri să-mi dai un leu mâncația și pulată. Ne-a venit Robert ăsta, cum îl cheamă, Bogdan Pârân, mâncaia și pula lui. Așa. Cum pula mea să-ți fure cineva levelul, mă? Robi, te pup, viața. Asta-i. Asta-i, băieți. Ne-a bătut bolanul, ne-a bătut. E mai bun și cu asta voastră. Remus, te pup, fine, ce faci? Mai bun, bă, bulanu, să moară copiii lui Cristi. Înțelegi, Ferrare?
Franciscu meu, stai puțin să dau muzica mai încet. Vezi că ți-am dat urmărire, Ferrari, să-mi dai și tu. Să-mi dai și tu, băi. Ferrari. Franciscu meu, ce faci, sufletul să-mi meu? Dai și tu, mâncația și purica ta, Lucian, te pup. Te pup cu drag să trăiască copiii tăi. Remusica, am vrut să zic și eu la mulți ani. Nu în apocere de regele României. Mai dăm unul? Mai dăm unul? Hai, mai dăm. Mi-a intrat și mie Bogdan pe râs. Haide, poate, dă, mai dă un meci. Hai, poate îmi dă și mie 300 de mii, fă și mie cafeaua. Un singur meci. Hai, un singur, un meci, singur da? Meci? Unul, da. I-a auzit, mă, când a auzit de Bogdan pe râs, un singur meci. Ah, nu mă joc, păi, dar am vorbit să-i cu unul să mă joc cu el. Iară la nouă intră. Pe tricouri, pe ce vrei să jucăm? Pe tricouri, pe ce vrei tu? Pe stat în cap cu picioarele în sus, pe mâncat după jos, dacă vrei să moară nepotul meu, pe orice joc cu tine, că tu nu mă josești, tu ești showman. Cu interlopii eu nu fac provocări, tot să roagă de mine, cu tine fac. Da? Bun. Hai să pregătești tricourile. Ești bulan, nu mi-e rușine cu tine. Lucian, Maria... Mâncați-a și pula de frumos! Bă, ești cel mai frumos după TikTok, nimeni nu face show-urile tale. Tap-tapuri de... Aoleu, doamne! Da, 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 pe ecranul 3. În dreacu se potrivește Sandu cu Robert Fivar, Sandu Ciobanu al dreacu țăran, a dat și el de trai și aranjează și el barba. Păi ăla e un nimeni să moară, scumpul meu nepot. Hel, ăla limb, păi ăla, bă, scosese melodie, Robert, i-am făcut video de ăla, bă, și tu te-ai apucat de melodii, praful să aleagă de tine. Max, te pun, Mario. Mă, sunteți nebun, mă. Bine că ești tu. Păi nu sunt eu, băi, dar vreau să zic că se compară cu Robert. Păi ce dracul compar pe Sandu cu Robert, mă, pe bune acum. Hai, mă, băieți, lasă-mi. Nici la frumusețe, nici la... Ce dracul, e un ciobenă ăsta, e miroase carnea pe el să moară copiii lui Cristian, toate parfumurile din lume. Hai, ce pula mea vorbești de fraierul ăla, că miroase nămol să dea dracii nepotul meu cu orice sară pe el. Adelina, te pup, fata. Ori trei, ori trei, ori trei. Băi, ești mult, îi bag și las compară cu Robert. Mihelescu, știi ce zic, Ferrari? Maria, te pup, suntem aici, rival, pe TikTok, ne certăm, suntem... A, nu pot să-l compar pe ăla cu Robert, lasă-o, îmi pula. Lucian, te pup, viața mea. Păi nu știi că eu spun la de bără, ori trei, îngerașii mei, ori trei. Lucian, te pup, viața mea, unul, doi. Ori trei, mâncavași, pulica voastră, să ieși eu câștigător din meciul ăsta, de avar Dumnezeu sănătate la copiii voștri. Da, nu pot să-l sufer pe la Ferrari, niciun fel pe Sandul aici nebun. Să moară scumpul meu nepot. Hai, Doamne, că se poate. Da, el a inventat topul. Răzvan Mihai, el a inventat topul, dă-l, Doamne, iartă-mă. Când știam de Robert Ionescu că e în top, nu era unul să moară, mamă. Raule, te pup viața. A, că mai au noroc în ziua de azi. Ai văzut că mai intră Adrian Cordoneanu în top, că mai intră la... Dar ai văzut cum zice, bă, ce dracu face Robert ăsta, bă, ce costele de el numai în top. Păi, stai mă, că ăsta a inventat topul, mâncați așa. Adrian Cordoneanu înainte zicea, ce treabă avem noi cu topul? Eu nu vreau un top. Și acum vrea în top mereu. Ovi! Hai, mă, Aurele, ce dracu-l compar, pă. Da. Nu ridic. Nu. În comparație cu ăla, am zis. Aurel Lăpădatul, Dragoș, te pup viață. Până la urmă și ăsta un bulan de impula mea de sclav. Dar zic așa. Ca idee. Ai înțeles? Nu se compară la cu Robert. N-ai cum să-l compar, vețica mea. E de la cer la pământ diferența. Te pup, Camelia, te, Elena, Delia. Ha? Robert! Am oficial pe data de 27 ianuarie și MVP-ul, nu că nu vreau să vii, Bulane, ascultă-mă, MVP-ul îi face o melodie Florin Mitroi, că cu el joc în studio înregistrată, dacă vrei să-ți facă de-aia de șeful 1 pe locul 1, știi? Pe ce dată? Pe 27. Bun, 27 ianuarie. Da, să moară nepotul meu și la MVP-ul face și trebuie să ți-o facă pe aia cu șeful topului, că tu ești șeful topului și tu ai inventat TikTok-ul și show-ul ca să mănânce și alții pâine, mâncarea are cancerul și nu mai te apreciază. Am
mâncat-o grămadă, după aia mă jură să moară. Am mâncat mai mult decât o pâine mulți. Ai. Ce mâncat cu Robert? Am mâncat toți pâine cu Robert. Dar care nu recunoaște, nu recunoaște. Ai pe bune acum, să mor. Camelia, te, Elena, Delia. Maria, te pup cu drag. Hai, ne vedem de seară. Te pup, Robiță, papa. La nou o facem show, provocări pe ce vrei tu. Taceți în gură. Lasă-l să joace la ora 9 cu noi, că e bine, facem show-uri cu el. Ah, păi, dar ce e, mă, Zinu? Chiar și așa venea Romic, e fratele meu Romic. Venea... Vedeți că diseară la 10 vreau să vă zic și eu ceva, să vă rog pe toată lumea. Ce vreau să vă rog după toată lumea? Din meciul ăsta. Stați puțin aici. Andrei, salut Costele, bună, la mulți ani. O să ies, o să ies în 5 minute, o să ies. Ce vreau să vă rog pe toți? Mănânc pulica voastră, la toată lumea de aici. Să vă trăiască copiii, tot ce iubiți voi. Diseară la ora 10, joacă Romineguș. Diseară, vreau să vă rog pe toți. Da? 1000 de aici cât sunteți aici. Diseară la ora 10, da? Joacă ăsta Romineguș cu Dani Mocanu. Vreau să mergem toți să-l susținem pe Romineguș, mâncava și pula voastră, că viu și eu, încarc și eu. Bine toată lumea, să vă dea Dumnezeu sănătate și putere la copiii voștri, da? O să intru cu, o să intru cu 15 minute înainte de meci și o să anunț toată lumea, da? N-are nimic, vreau să vedem câtă forță are Dani Mocanu. Să moară familia mea, dar nu-l bate. Da? Și o să moară nepotul meu după oricare încarci. Și alea de nu și eu sunt după tine. Și când dai distribuire, Costele, vino la ajuns pe ăsta, că vreau eu. Vino pe aia, vino pe aia. Vreau să fim uniți anul ăsta cu toții. Că fără uneală nu se face nimic. Da? Hai, vă pup cu drag pe toți, să vă trăiască tot ce iubiți voi și familia și copiii voștri.